Hei, salut! Mie ai să fie simetric. Deci facem în felul următor. Deschideți-mi și mie. Dacă că trebuie ridicată ce ceva, dar... Suntem live pe Facebook, Dalman Orio, regizorul nostru și Codruța Plunariu, producătoarea emisiunii Drag de România Mea. Uite, da. Hai să vă arătăm. Noi facem audiențe. Hai să vă arătăm ceva. Stați un pic, de ce am intrat în direct? Pentru că astăzi filmăm Crăciun. Deci astăzi îmi podobesc bracul, luna octombrie. Pe 1 octombrie, Fuego îmi podobește bracul. Haideți să vedeți. Ce? Dai stai. L-am împodobit de dimineață. Ai voie. Cine stă la camera asta? Rota asta o este o imagine camera pe ce? Se vede, vedeți? Cam astea sunt... Nu sunt reglajele încă. Încă nu, acum doar muncim pentru reglaje. Trebuie să iasă totul pe cer. Este foarte bine. Reglajele mai trebuie. Opa! Ieri e Florin, între profesioniștii, cameramanii televiziunii publice, live pe pagina mea. Uitați-vă la Crăciun Fuego. Ciao! Și așa este camera care îmi place mie să fie. Nu merge deci care e ideea, ca să înțelegeți? Filmăm astăzi, pentru TDR2, Crăciunul va fi unul special, pentru că va fi filmat la Palat, oriunde, ci în Palatul Nobles, pe care vă invit să-l vizitați. Este o locație superbă. Ne vom simți ca familie, pentru că eu voi avea 7 mari artiști invitați. Nu le dăm numele, e surpriză, filmările încep cam peste o oră. Și vor fi 7 mari artiști, dintre cei mai mari artiști pe care are România, stimați prieteni. Da. Nu. Hai să mergem să-l vedem. Da, mergem să vedem Carol. Vlad, hai cu noi. Vlad va fi pianist astăzi, nu chitarist. Hai. Așa, deci, deocamdată de locare. Și trece la fel ca un... La bucat spanele. Astea? Ba da, are dreptate. Ce buste? Florin, da. Ce? Bravo, mulțumesc. Așa și celălalt. Ce? Aici o să fie mâncare. Ce?
mulțumim societății Simonas, magazinelor Simonas, care ne-au oferit toate aranjamentele acestea superbe și brazii, totul e superb, uitați-vă. Cel de aici. Ce? Și ăsta cu aranjamentul tot de aici. Tot de la Simonas. Aici avem machiaj. Hai să vă arăt. Paletul se schimbă? Nu știu. Fetele noastre sunt dezbrăcate. Ok, hai. Florin Mariș, coregraful nostru și cel care a creat costumele. Ce oferiți în cadrul emisiunii de Crăciun? Ceva extraordinar de frumos, da. Cu niște costume glamour, da. Cum ne place tuturor, da. Extravagant, care să fie pe placul auditorului și spectatorului. Ce bine arată! Da. Foarte. Fetele încă nu și-au luat topurile, mai sunt mici ajustări la lume, la căști, mai avem puțin de lucru. Bine, păi vă lăsăm să vă schimbați. Haideți să vă arătăm noul car al televiziunii publice, carul nou, a? Hai, Codruța, să vedem carul. Hai! Mare regizor de carul. Hai! Da, bă, sunt și tu. Ce? A, e cu tine. Umbilical, mă. Domnul este șef de car. Da? Da, mă bucur. Suntem în live pe Facebook, pe pagina lui Paul, da? Și am zis să prezentăm noul car al televiziunii. Păi urcați puțin să-l vedeți mai detaliu. Ia, da. E foarte interesant. Este prima emisiune filmată cu acest car de televiziune. Carul numărul 9. Sunt convins, dragi prieteni, că o să realizăm împreună o super ediție de sărbătoare de Crăciun, care... Sper să nu greșesc, va fi difuzată chiar în ziua de Crăciun, de la ora 15, 6. Pe TVR2, de la ora 15, 2 ore, mai precis pe 25 decembrie. Sper să montăm o emisiune de clasă. Se va chema Cu Fuego la Palat. Hai să mergem, ce ne mai arătăm? Păi aici e partea video a carului. Aici e partea video a carului și partea pe sunet ei. Uite, aici e cuplitul de... Aaa, înțeles. Deci de aici transmite muzica. Da. Foarte frumos. Aici se sună discul și omul de la beta, de la înregistrări. Am înțeles, am înțeles. Asta e nou. Avem un car HD, nu? Da. Legal. Da. Deci, dragii mei prieteni, sper din tot sufletul să vă pot oferi împreună cu echipa minunată a televiziunii române pe data de 25 decembrie de la ora 15 un superb Crăciun, un Crăciun autentic, așa cum era Crăciunul odată în copilăria noastră, un Crăciun cu cei mai mari artiști români. Așa că urmăriți-ne și eu sunt fericit că astăzi sunt alături de prietenii mei din echipa televiziunii române, dar și de mari artiști, colegi pe care iubesc și prețuiesc și pe care o să vi spunem la momentul potrivit. Vă dorim o zi frumoasă de aici, de la Palatul Noblesse!